În trecut, oamenii se închinau la zei, le ridicau temple, statui și le aduceau ofrande. Nevoia de a idolatriza s-a păstrat la nivelul psihicului, dar zeii s-au demodat, așa că acum publicul adoră celebritățile. Nu este deloc rău să îți placă de cineva doar pentru că joacă bine fotbal sau face roluri memorabile. Devine însă o problemă atunci când figurile cunoscute pentru că excelează la o anumită activitate ajung să se ocupe de pildă de politică. Cunoștințele despre un domeniu nu vin la pachet cu celebritatea și nici și aici alegătorii au cea mai grea misiune, aceea de a separa lucrurile. Studiile făcute cu ajutorul imaginilor au arătat că oamenii tind să-i creadă mai mult pe cei pe care îi admiră, indiferent de domeniu. Rețelele din creier care reacționează la o imagine diferă. Unele vor rezolvarea de probleme, altele preferă poveștile. Așa se poate explica, de exemplu, succesul unei celebrități în politică. Când era vorba de oameni care n-au nicio legătură cu politica, răspund rețelele care se ocupă de a rezolva probleme actuale, de tip, nu știu, inclusiv de inteligență, între ghilimele, ceva în genul ăsta. Adică, cumva, o gândire critică mai accentuată. În timp ce, dacă era vorba de fanii unui personaj sau, din motive, specialiști în politică, care erau foarte familiari cu subiectul respectiv, se pornea acea rețetă de care v-am vorbit cu poveștile. Carisma și tipul de personaj pe care un politician și-l creează sunt elemente care atrag sau îndepărtează alegătorul. Ce are de reținut orice cetățean care votează este că trebuie să privească dincolo de imagine. Cred că ține de povestitor și nu de poveste. Poți să faci foarte bine o poveste ușor de înțeles și foarte atractivă, fără să minți, fără să folosești date false, ci pur și simplu folosind date multe și reale. Dar contează cum spui povestea respectivă. Dacă ești plictisitor și faci o înșiruire de tot felul de argumente științifice, o să pierzi audiența, așa cum se întâmplă și la televizor, așa cum se întâmplă peste tot. Asta nu înseamnă că minți. Înseamnă doar că nu ești un bun povestitor. Pe partea cealaltă, în schimb, sunt niște povestitori foarte buni care folosesc cel mult un sfert de adevăr, de obicei un 5% de adevăr, pe care îl înfloresc și îi dau tot felul de minciuni în jur, îl împachetează frumos și atunci par credibil.